domnule președinte al Răuanului Roșiei, trupele, pentru desfășurarea acțiunilor dedicate 20 de ani de proclamare independenței Republicii Moldova, sunt gata! Să trăim! Ura! 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 Să trăim! Manifestările artistice au fost urmate de acțiuni de comemorare la Monumentul Eroilor Căzuți în lupta pentru integritatea și independența Republicii Moldova. Un sobor de preoți a oficiat un serviciu divin în memoria celor care și-au jertit viața pentru patrie. După s-au depus flori și s-au tras salve de armă. Colaboratorii brigăzii speciale de poliție Fulger au demonstrat publicului exerciții de luptă de un alt profesionalism. Prietenii și lucru cotidian cerne la colaboratorii brigăzii de târziene, curaj, străduință. Cred că noi suntem generația de la care trebuie să se pornească în continuare nu numai independența și libertatea pe care am obținut-o în 27 august 1991, dar trebuie să pornească și prosperarea și modernizarea țării. La acțiunile militare pentru integritate și independența țării au participat peste 1000 de combatanți și voluntari. 9 orheieni au căzut în lupte. Ne bucurăm atât că suntem în viață, că am ajuns la cei 20 de ani, adică țara s-a maturizat de acum. Am rămas un pic de un lucru de făcut, să avem grijă de cei care au rămas fără părinți, de cei care au devenit invalizi de război pentru toată viața și desigur de familiile noastre. Pentru noi, combatanții, această zi de 27 august este o zi tristă. Nu prea avem prilej de a ne veseli. În primul rând, avem o armată de ocupație. A treia parte din Republica Moldova se găsește sub ocupația armatei ruse. Festivitatea a continuat cu un concert susținut de colective artistice, de amatori și profesioniști. S-a încheiat seara târziu cu un foc de artificii.